Mă uitam la mine și îmi dădeam seama, acum când mă pregăteam să fac această filmare, că nu am, mi-am pus cercei. Și nici părul ăsta nu prea îmi stă bine, dar o să faceți abstracție, pentru că astăzi o să vă prezint ce vă povesteam și în articol, respectiv uscătorul. Pentru că, în timp ce scriam eu așa, țaca-paca, stați să mă dau din așa, țaca-paca, nu știu ce, de ce m-am îndrăgostit eu nebunește de acest uscător și vă povesteam eu acolo în articol, mi-am dat seama, de fapt, ce-ar fi să vă și arăt că una e să citești, alta e să vezi filtrul de praf și de scame, nu-i așa? Bun. Haideți să intrați la mine în baie și să vă întorc camera. Stați un pic, că știți că eu sunt un pic o tehnică. Nu știu să întorc camera. Cum întorc eu camera? Cum întorc eu camera? Întoarce-te! 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 Întoarce-te, întoarce-te. Păi dacă nu vrea să se întoarcă, nu întorc eu, o întorc. Bun, faceți din nou abstracție de hainele mele murdare. Eu mă bucur că am haine murdare acum, pentru că le spăl și le usuc instantaneu. Deci, bun, acesta este uscătorul de rufe Samsung. Vă povesteam în articol de ce iubesc această marcă. Voi vă cumpărați ce doriți, dacă vreți să vă cumpărați ce doriți. Și hai să vă arăt așa pe scurt. În primul rând avem aceste multe programe, cămăși delicate. Oh, ce mai avem aici? Time dry, quick dry ăsta de 35 de minute. Mai avem aici, dacă vreți să vă scoateți hainele mai puțin boțite, nivelul de uscare. De obicei, mașina este reglată să intre automat asta de soare pe jumătate. Acest manual uriaș pe care eu îl citesc de fiecare dată când îmi pun ceva la uscat, vă explică exact cum se folosesc toate aceste funcții și e foarte clar explicat. Cântă foarte drăguț, haide să vă și arăt cum cântă. Și acum, de exemplu, eu folosesc deseori acest mixed load pentru că am și bumbac și sintetice. Vedeți, își setează automat timpul de 3 ore, dar vă spuneam în articol că în funcție de ce cantitate ați pus în cuvă și de gradul de umiditate, aceste 3 ore pot fi 2 ore, pot fi 1 oră jumătate sau pot fi 3 ore jumătate, pentru că în timpul ciclului mașina recalculează de vreo 5-6 ori umiditatea și cantitatea și decide, așa de capul ei, dar de capul ei într-un mod inteligent, că n-are sens să stea 3 ore să usuce când hainele sunt uscate după 2 ore, de exemplu. Mi se pare foarte tare. Vedeți că la nivelul de uscare el s-a setat pe soarele ăsta de jumătate, dar dacă vreți să fie uscate, uscate, alegeți soarele plin. Aici am experimentat, eu am experimentat toate programele astea, ca să știți, că eu când fac ceva, păi fac ca lumea, să știu despre ce vorbesc. Aici vi le scoate într-adevăr puțin mai boțite, dar ei spun în manual că acest nivel extrem de uscare este indicat pentru așternuturile foarte mari, pentru plăpi, pentru coverturi, deci lucruri foarte mari și atunci este indicat să dai acest soare plin, adică uscare extremă. De obicei eu folosesc ce îmi spune mașina, respectiv soarele ăsta pe jumătate. Asta înseamnă că hainele sunt uscate în mod normal și mai puțin boțite. Bun, ce să vă mai arăt? Haideți să vă arăt filtrul. Vedeți? Are și o lumină aici. Filtrul este aici, se deschide. Stați un pic că nu se deschide niciun fel, pur și simplu se scoate. Dacă aș putea să lucrez cu două mâini și să țin și camera, ce bine ar fi. Haideți că între timp l-am deschis eu. Aceasta este după o singură spălare. Deci am spălat costumul de fotbal al lui Andrei și l-am uscat. Și uitați câte scame am scos, dar să vedeți câte scame vă scoate după ce uscați o mașină de prosoape, de exemplu, o să cădeți de pe scaun la propriu.
Uitați câte scame a scos dintr-un costum de fotbal pe care eu îl spăl și îl usuc săptămânal. Da? Scame, mizerii și ce se mai strâng din, de pe haine. Ei recomandă să ștergeți filtrul cam după fiecare uscare. Aveți și o perie inclusă. De cum vedeți, se usucă, se scoate foarte repede. Doar cu mâna, nu trebuie plătit sau ceva, doar șters cu peria respectivă, puțin scuturat și pus la loc. Și se pune din nou la loc foarte simplu. Bineînțeles că eu cu mână, de fapt, ia uitați că eu cu mână reușesc și asta e tot. Și recipientul de apă, că vă spuneam că această mașină este cu pompă de căldură, nu vă trebuie decât să o băgați în priză. Eu am pus aici un prelungitor, o puneți în priză și asta e tot. Și aici se strânge apa, este un sertar destul de lung, uitați-l. Are puțin apă de la mașina de uscat care vă spuneam că am folosit-o pentru costumul de fotbal și are, aici este un nivel, acum nu se vede pentru că nivelul este foarte mic, dar vedeți, este apă până aici. Când uscați o mașină de aștenutul, de exemplu, o să vedeți că apa se ridică până aici, nivelul apei se ridică pentru că are foarte multă apă. E suficient să scoateți acest sertar, aici are o gaură și îl puneți la chiuvetă, de exemplu. Sau la flori. Am auzit că unii folosesc această apă pentru flori. Ar fi apă bună, mă rog, eu o arunc. Mie mi s-a întâmplat să uit să scot apa. Mașina, în cazul în care identifică că are nivelul ridicat de apă, se oprește și îți arată aici pe ecran o eroare. Scoți sertarul, scoți apa, pui sertarul la loc gol și mașina începe automat să își continue ciclul. Da, câteodată simt că e mai deșteaptă decât mine această mașină. Cum spuneam și în articol, eu am pus-o lângă mașina de spălat, da? Le scot de aici, le bag aici. Și cam atât. Abia aștept să mai usuc niște haine la ea și să nu mai văd casa plină de haine la uscat și de haine la călcat. Am pupat, pa, pa!